În sud-estul țării a început campania de recoltare a culturilor agricole cerealiere din primă grupă. Agricultorii se arată mulțumiți, anticipând o recoltă bogată comparativ cu anul trecut. Primele culturi recoltate sunt orzul, mazărea și grâul. În întreprinderea agricolă Muntena Agro din satul Cârnăței, raionul Căușeni, sunt semănate 742 de hectare de culturi cerealiere de primă grupă. Comparativ cu anul precedent, roada este multă, iar semănăturile nu au avut de suferit din cauza lipsei de umiditate. Acum spicele au înălțimea de aproape un metru și sunt destul de uscate, numai bune pentru recoltare. Noi vedem că grâu se poate de recoltat, adică după spic. Noi ne uităm numărând boabele la, cum se zice, în selecție, cum am învățat. Adică se numără boabele, rândurile de boabe, care este recolta. Și noi vedem aici aproximativ o recoltă undeva la 5 tone, 800, 6 tone. Semănăturile se fac la timp, în termeni. Din cele 700 de hectare de culturi cerealiere, 680 sunt semănate cu grâu. Boabele proaspăt trăierate ajung direct în hambar. În această zonă, grâul a avut condiții prielnice de dezvoltare, cu ploi suficiente atât toamna cât și în lunile de primăvară. Anul trecut a fost tot săștă, nu prea. Anul ăsta se arată așa mai frumos, mai ghine, dar totuși ne-a afectat în primăvară și rapița și grâul. El arată destul de frumos, dar Nu s-a format ca lumea. Totuși, ceva asta, primăvară, când a fost ziua cald și noaptea frig, ceva s-a întâmplat în genetica lui. Agricultorii lucrează din zor și până în noapte la secerișul grâului, unica lor grijă fiind strânsul la timp a roadei. Culturile sunt foarte bine dezvoltate, au și o vizibilitate și o statistică în viitor de a avea o recoltă foarte bună, cu mult mai bună față de anul trecut care am avut secetă. Dacă ne uităm la ziua de astăzi, chiar și în sol, iată, uitați-vă, umiditatea în sol este una foarte bună în urma ploilor, ceea ce demonstrează că noi roadă vom avea dacă Dumnezeu ne va da posibilitatea să o punem în depozite. Căci agricultorul se bucură de roadă anume atunci când își depozitează toate cerealele în depozit, atunci deja se poate de vorbit concret cât a fost ridicat de la hectar. Odată cu începutul secerișului și-au intensificat controlele inspectorii de la Direcția Raională situații excepționale. La general, pe parcursul perioadei care deja s-a inițiat, nu avem cazuri de focare de ardere. Anul precedent avem înregistrat 3 cazuri de focare de ardere la etapa de recoltare, chiar la etapa de recoltare, care au fost inițiate datorită diferitor factori, inclusiv defecțiunilor la unitățile de transport. Toți factorii decizii care sunt implicați la gestionarea campaniei de recoltare sunt atenționați referitor la dotarea tehnicii cu mijloace primare de stingere a incendiilor, cu tragerea fâșiilor de protecție în prejurul lanurilor, secționarea lanurilor în sectoare de lucru pentru a nu admite răspândirea eventualelor incendii, neadmiterea fumatului pe teritoriul terenurilor supuse recoltării, evitarea tehnicii cu defecțiuni de a fi implicată în transportare și recoltare. De asemenea, aceste reguli sunt vizate și la etapa de depozitare a cerealilor. Fermierii din Republica Moldova au semănat în acest an pe o suprafață de peste 300.000 de hectare. În raionul Căușeni urmează să fie recoltate peste 17.000 de hectare de culturi cerealiere din primă grupă.